Conform ordinii de zi, începem susținerea tezei doctoratului Oran Vadim cu tema Tehnologii de obținere și proprietăți optice și fotoelectrice în sistemul oxid de zinc, oxid de zinc magneziu pentru aplicații optoelectronice la specialitatea 13401 Fizica și tehnologia materialelor era elaborată de prezentul doctorat. Conducători științifici, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar, academician Ion Tigineanu, doctor habilitat, doctor, profesor universitar, membru corespondent, Ursache Vecislav. Ședința de azi se desfășoară în conformitate cu decizia Consiliului Științific al Universității de Stat din Moldova, proces verbal numărul 8 din 26 septembrie 2023, care a aprobat componența Comisiei de Doctorat pentru susținerea publică a tezei în următoarea componență. Susnumita Potlog Tamara Leu, Tigineanu Ion, conducător de doctorat, Gimpu Lidia, referent, domnul membru corespondent Țiuleanu Dumitru, referent, și Cojocaru Ala, care nu este prezent în sală, însă este prezent cu noi online. Bună ziua la toată lumea! Bună ziua! Ședința se desfășoară public și avem, după cum zice dumneavoastră, toți membrii Comisiei de susținere a tezei de doctor. Deci, cum am zis, ordinea de zi este susținerea publică de teze de doctor a doctorantului Morar Vadim. Nu o să mai repet o dată tema. Care pretinde la titlul de doctor în științe fizice? Comisia de doctorat, încă o dată repet, are membrii care numai ce i-am numit, pot să mai numesc familiile, dar nu mai numesc deja funcția pe care a îndeplinit-o. Deci, sus numită Tigineanu, Gimpu, Țiuleanu, Cojocaru. Și o să pretendentul, care este și el prezent în sală, și o să încerc să fac o scurtă descriere, să vă prezint o scurtă descriere a biografiei domnului pretendent Morar Vadim. Deci, în 2009-2011, a terminat liceul teoretic Mihai Eminescu din Raionul Ștefan Bodă, licențiat în fizică în 2014 la Universitatea de Stat din Moldova, masteratul în fizică teoretică tot la Universitatea de Stat din Moldova și doctorat la fizica și tehnologia materialelor, într-un consorțiu, după cât înțeleg, format din Universitatea de Stat, Institutul de Inginerie Electronică, a Universității Tehnice și și alte institute, nu are, cred că, această mare importanță. Deci, are un stagiu, mai multe stagii de cercetare și nu știu dacă să le dau citire la toate, dar o să numesc cele mai proaspete, în 22 stagiu de cercetare la Centrul de Cercetări Comune al Comisiei Europene în cadrul proiectului NanoMedTwin, Italia, stagiere la școala de vară pe tema inovației în nanomedicină în cadrul proiectului NanoMedTwin Chișinău, Universitatea Tehnică din Moldova, 2021 stagiu de cercetare în Germania, la Institutul Leibniz, 2019 stagiu de cercetare la Institutul Leibniz pentru cercetarea stării solide a materialelor, la fel, 2019 merge la stagiere la școala de toamnă, Nano Bioinginerie, care s-a petrecut la școala, în cadrul NanoMedTwin, Universitatea Tehnică din Chișinău, și la fel,
o stagiere la Centrul pentru Știința Suprafețelor și Nanotehnologiilor, Universitatea Politehnică din București, România. 2018, din nou un stagiu la Institutul Leibniz din Germania. Deci vedem că are o experiență bine de a vedea ce se face și în alte universități ale lumii decât la noi. Domeniile de interes reies din denumirea tezii pe care o prezintă și ele prezintă anume nanotehnologii, dispozitive, filme oxidice, heterojuncțiuni, aplicații pentru fotoreceptori, fotovoltaică și așa mai departe. A participat într-un șir de proiecte internaționale, materiale nanostructurate avansate pentru aplicații termoelectrice și senzori, în un proiect din cadrul Horizon 2020, Nanomed Twin. La fel, un alt proiect dedicat undelor scurte în baza soluțiilor solide oxidice multicomponente. Cred că nu are rost să citesc chipul proiectului. Mai bine spun conținutul defectului în materialul și așa mai departe. La fel, a participat și la un proiect dedicat tehnologiilor de fabricare și aplicații ale nanoparticulelor și nanoarhitecturilor bi- și tridimensionale pe baza semiconductorilor 3-5. Deci, al cincilea proiect științific în care a activat este materiale nanostructurate cu bandă interzisă largă pentru dispozitive optoelectronice și plasmonice apropiat de tema tezii de astăzi. La fel, rezultatele științifice în cadrul participării în proiectele științifice naționale, internaționale, i-au permis ca să fie prezentate și la conferințele atât naționale cât și internaționale. Avem un șir de 10 conferințe, dintre care o să le citesc numai pe cele internaționale, conferința din Constanța, care a fost dedicată subiectului avansare în optoelectronică, microelectronică și nanotehnologii. O altă conferință dedicat, tot internațională, dedicată nanotehnologiilor și ingineriei biomedicale, petrecută în Republica Moldova. Conferința internațională aplicată de nanotehnologie aplicată și nanoștiință în Franța și conferința internațională dedicată spintronicii, care a avut loc în Republica Moldova. La baza, la tema tezii, stau 18 lucrări științifice publicate în reviste recenzate la tema tezii. 7 lucrări științifice incluse în bazele de date Web of Science și Scopus, 9 publicații la conferințe naționale și internaționale, 3 articole științifice cu factor de impact, 2 articole științifice în reviste naționale, 4 lucrări cu un singur autor și un brevet de invenție. Toate rezultatele obținute în cadrul proiectelor prezentate la lucrările, conferințelor naționale și internaționale i-au permis să se bucure de unele premii, distincții și titluri onorifice. Și o să le dau citire. Bursa de excelență a guvernului anului 2021. Bursa Serviciului de Schimb Academic German pentru stagii de cercetare științifică la Institutul Leibniz în perioada 2019-2021. Laureat al premiului academician Dumitru Ghițu pentru realizările științifice ale tinerilor cercetători a Institutului de Inginerie Electronică și Nanotehnologii pentru rezultate excelente obținute în 2020. 3 medalii de aur cu care a participat la expozițiile naționale și internaționale, cum ar fi Inventica, Euroinvent și Impoinvent,
Și probabil și lucrarea a fost apreciată cu medalia. Da? Iată, și încă bursa Fundației Humboldt. În perioada 2018, martie 2018, mai 2018. Cam toate datele despre biografia domnului Morari am enumerat. Dacă aveți careva întrebări la dumnealui, la mine, potom, puteți. Dacă nu sunt întrebări, atunci o să continuăm cu evaluarea dosarului. Dosarului de atestare a doctoratului, deci atunci eu să-l aved, el este pregătit și pe scurt o să vă citesc ce conține. Așa. Deci, dosarul este completat și corespunde cerințelor regulamentului instituțional privind organizarea și desfășurarea susținerii publice a tezelor de doctorat, care a fost modificat la data de 15.11.2023, procesul verbal numărul 1 a Consiliul Științific a Universității de Stat. Dosarul conține extractele ce confirmă deciziile Consiliului Științific a Universității de Stat din Moldova referitor la aprobarea tenii conducătorului științific și membrilor Comisiei de Îndrumare, adeverința privind parcurgerea programului de doctorat, lista publicațiilor confirmată, într-adevăr, așa este, confirmată, dovezile privind participarea la forumurile științifice, declarația privind originalitatea tezei de doctorat, CV-ul și copia actului de identitate a doctoratului. De asemenea, în dosar găsim tabelul de competență al membrilor Comisiei de susținere a tezei de doctorat, extrasul din procesul verbal al Consiliului Științific al Universității de Stat din Moldova de aprobare a Comisiei de Doctorat. Sunt prezente actele care confirmă etapele examinării la nivel de Comisie de Îndrumare și Departament de Profil. 1. Este procesul verbal al Comisiei de Îndrumare. 2. Avizul comun al conducătorului și membrilor Comisiei de Îndrumare, precum și tabelul cu gradul de realizare a obiecțiilor membrilor Comisiei de Îndrumare. Procesul verbal al ședinței departamentului de profil, avizul respectiv, precum și tabelul cu gradul de realizare a obiecțiilor membrilor departamentului de profil. La fel, la acest dosar au fost atașate raportul de similitudini, rezoluția conducătorului de doctorat cu privire la raportul de similitudini, dispoziția școlii doctorale cu recomandarea tezei pentru susținerea publică. În dosar o să mai găsim procesul verbal numărul 1 al ședinței Comisiei de Doctorat, și anume, certificatele care confirmă depunerea tezei și a rezumatului la bibliotecile din țară și de peste hotare, în special Biblioteca Națională a Moldovei, a Universității și alte instituții. Lista organizațiilor unde a fost expediat rezumatul și recepis sau oficiului poștal. La dosar, de asemenea, sunt anexate referatele de analiză ale referințelor. 3. Avizele la rezumatul tezei. 6. Teza de doctorat și rezumatul tezei în limba română și în limba engleză. Întrebări, vă rog, sau dacă aveți ceva sugestii, eu știu,
Dacă nu, continuăm cu următoarea etapă a ședinței de astăzi, care este că doctorantul trebuie să-și prezinte rezultatele care le conține teza de doctorat și, în genere, rezultatele științifice. Și am decis să vă duc 20-25 minute. Poftim! Începeți să expuneți rezultatele. Bună ziua, stimați președinte, bună ziua, stimați membri ai comisiei de doctorat, bună ziua, stimați colegi. Astăzi vă voi prezenta lucru făcut în timpul tezei de doctorat. Tema sună în felul următor: tehnologii de obținere și proprietățile optice și fotoelectrice în sistemul zincob, magneziu-zincob pentru aplicații optoelectronice. Conducători științifici: doctor capitat, profesor universitar, academician, domnul Ion Tighineanu, și doctor capitat, conferențiar, cercetător, membru corespondent, domnul Ursache Vecislav. Prezentarea mea constă din actualitatea temei, scopul, obiectivele și noutatea științifică tezei, urmată de câteva compartimente și, la final, concluzii generale. În ultimul deceniu, tot mai mult se studiază oxizii cu bandă energetică largă, care au un potențial ridicat pentru numeroase aplicații, precum senzori de gaze, biosenzori, celule solare, dosimetri pentru bronzare artificială sau pentru tratament antibacterian, baterii și supercondensatoare. În același timp, există un interes semnificativ și pentru detectoare de radiații ultravioletă în baza filmelor oxidice. Iar pentru a controla banda interzisă a materialelor, este nevoie de a obține soluții solide. Sistemul de aliaj magneziu-zincob acoperă o gamă spectrală largă, de la ultraviolet apropiat până la ultraviolet în regiunea bactericidă. Scopul tezei constă în elaborarea și dezvoltarea tehnologiilor de obținere a oxizilor cu bandă energetică largă prin metode cost-efective, compoziție și morfologie dirijată și explorarea proprietăților lor optice, luminescente și fotoelectrice pentru aplicații în dispozitive optoelectronice. Obiectivele cercetării sunt dezvoltarea tehnologiilor de obținere, studiul compozițiilor materialelor obținute prin metoda ETX, prin difracția razelor X și a spectroscopiei Raman, studiul proprietăților optice a materialelor în funcție de compoziție și structura cristalină, stabilirea dependenței morfologiei filmelor obținute în funcție de condițiile tehnologice de obținere, studiul caracteristicilor electrice și fotoelectrice ale structurilor obținute în funcție de compoziție, structura cristalină și morfologie, proiectarea diferitor design-uri, precum metal, semiconductor, metal și heterostructuri, studiul parametrilor fotoreceptoarelor de radiație optică prin caracterizare electrică și fotoelectrică, stabilirea dependenței morfologiei și structurii cristaline a filmelor de galium oxid obținute în funcție de condițiile tehnologice. Noutatea științifică a rezultatelor reflectate în teză: a fost stabilită influența parametrilor tehnologici de obținere a filmelor oxidice prin metode cost-efective asupra morfologiei, compoziției chimice, structurii cristaline și proprietăților vibraționale. În premier a fost elaborat fotoreceptorul selectiv de radiație ultravioletă prin depunere din soluții chimice. Au fost elaborate fotoreceptoare ce funcționează ca fotodiode cu injecție la polarizare directă. În primul compartiment voi vorbi despre caracterizarea filmelor oxidice de magneziu-zinco obținute prin metode de centrifugare. Tehnologia de obținere a fost optimizată din punct de vedere a câteva parametri. Primul parametru care a fost optimizat este mediul de tratare a filmelor. Avem filme fără tratare termică, filme tratate termic în aer și filme tratate termic în atmosferă combinată din oxigen și argon. Putem observa că dimensiunea cristalitelor cel mai bine se evidențiază atunci când avem atmosferă combinată dintre oxigen și argon. Calitatea cristalină a probei este confirmată și de datele XRD, unde la tratare termică în atmosferă combinată se atestă cea mai mare intensitate a picurilor, după cum vedem în grafic. Iar din graficul din dreapta, observăm că numărul de cicluri aplicate formează grosimea filmelor. Un alt parametru este timpul de tratare termică.
Din punct de vedere a duratei tratamentului termic, obținem că 60 de minute este prezentă cea mai optimă condiție, iar calitatea cristalină este confirmată de tabloul XRD. Odată cu creșterea temperaturii de la 15 minute până la 60 de minute, crește, cristalitele cresc în dimensiuni de la 20 nanometri până la 70 de nanometri. De punct de vedere a temperaturii, care este un alt parametru, până la 500 de grade este o temperatură optimă de creștere a cristalitelor. La temperaturi mai mari de 500 de grade duce la fisurarea și cât și la degradarea morfologiei. Ultimul parametru care a fost optimizat este compoziția filmilor, ajustat sub influența deja a primilor parametri optimizați. Odată cu creșterea concentrației de magneziu în filme, observăm o descreștere a cristalitelor de la 140 de nanometri până la 30 de nanometri, până la concentrația de 0,6 X0,6. La concentrații mai mari de 0,6 avem cristalite conglomerate între ele și având diferite dimensiuni. Tabloul XRD al filmelor de magneziu zinc demonstrează că magneziu se incorporează foarte bine în rețeaua cristalină de zinc și asta este descrisă prin deplasarea vârfului 002 și 101 la concentrații mai mari de 0,4 X0,4 se fac evidențiate vârfurile care sunt responsabile pentru structura cubică magneziu-O. Iar cel ce provin din faza vârtit scade din intensitate odată creșterea concentrației de magneziu. Aceste rezultate au fost confirmate și prin spectroscopia Raman, care de asemenea a arătat că creșterea concentrației de magneziu, intensitatea modulilor Raman scade în intensitate, iar modul de simetrie E2 de frecvență joasă se deplasează către numere de unde mai mari. În concluzie, s-a demonstrat că dimensiunea cristalitelor crește de la 20 nanometri până la 70 nanometri, temperatura de tratare optimă este de 500 de grade și durata de tratare 60 de minute. Cea mai bună calitate cristalină este efectuată prin tratare termică prin atmosferă combinată între oxigen și argon. Odată cu creșterea concentrației de magneziu, cristalite de suprafața probei se micșorează de la 140 de nanometri până la 30 de nanometri, până la concentrație de 0,6. Faza de vârtit este prezentă în filme până la valoarea 0,8, unele inclusive cel provin din faza cubică magneziu. Intensitatea modurilor Raman provenite din faza vârtit scade odată creșterea valoarei cu X cu cubicile de magneziu din cop. Un alt comparament este caracterizarea filmelor oxidice de magneziu-zinco obținute prin metoda de depunere de aerosol. Deci, la fel ca în cazul metodei prin centrifugare, utilizând metoda de depunere din aerosol, are loc modificarea morfologiei odată cu creșterea concentrației de magneziu. Doar că în cazul dat, cristalitele devin fără formă. Dacă inițial zinco avem forma cristalitelor unor lamele, atunci, la concentrații mai mari, aceste cristalite își pierd formă. Dar, totodată, își păstrează dimensiunea particulului care variază de la 100 până la 250 de nanometri în toate cazurile. Atât tabloul XRD cât și spectrele Raman sunt practic identice cu aceleași tendințe de schimbare ca cele obținute prin centrifugare, unde se observă că micșorarea în intensitate a vârfurilor legate de structura vârțit are loc deplasarea reflexelor 101, 002 și aici se evidențiază reflexul 100, la fel are loc deplasarea. Ceea ce determină incorporarea eficientă a magneziului în rețeaua cristalină zinco. Ca concluzie, prin aplicarea metodei de depunere din aerosol, forma cristalitelor se deteriorează odată cu creșterea valorii lui X,
și datele exacte și spectrele de doamnă indică asupra incorporării eficiente a atomilor de magneziu în structura verzelor. Un alt comportament descrie caracterizarea filmelor oxidice de caliu indium oxid obținute prin metoda de centrifugare. Spre deosebire de filmele de zinc magneziu obținute prin centrifugare, care au dat rezultate pozitive, pentru filmele de galiu indium oxid, această metodă este ineficientă. S-a demonstrat că odată creșterea concentrației de galiu în filmele de indium OIO3, filmele de film amorfe, ceea ce demonstrează și tabloul XRT. Metoda valabilă pentru aceste filme de galiu indium oxid este depunerea din aerozol, care este mult mai eficientă din punct de vedere morfologic și cristalin. Odată creșterea concentrației de galiu, vedem că cristalitele se măresc de la 70 de nanometri până la 180 de nanometri. Calitatea probei este descrisă și de tabloul XRD, din cauza apariției unor tensiuni mecanice în rețea, are loc deplasarea și lărgirea vârfului 2-2-2, odată creșterea concentrației de galiu, ca rezultat se formează o structură bifazică care conține aliaj cubic de galiu indium oxid și faza beta-galiu-2-3. Aceste rezultate au fost confirmate și de spectroscopia Raman, care de asemenea a arătat că odată creșterea concentrației de galiu, intensitatea modulilor Raman, care sunt responsabile de structura cubică indium-2-3, scad în intensitate și apar alte două moduri care provin din faza beta-galiu-2-3. Obținerea filmelor oxid și de galiu indium oxid prin metoda de depunere din aerozol este mai valabilă decât depunerea prin centrifugare. Dimensiunea nanoparticulelor de pe suprafața probei se măresc odată creșterea concentrației de galiu în filme de la 70 nanometri până la 180 nanometri. La un conținut ridicat de galiu în filme se formează o structură bifazică. Odată creșterea concentrației de galiu în filme, modulile Raman din faza cubică scadă în distanță, în timp ce în spectru apar noi vârfuri. Următorul compartiment descrie spectrele de transmisie optică ale filmelor oxidice de magneziu zincu și galiu indium oxid, obținute prin metoda de centrifugare și depunere de aerozol. Din spectrele de transmisie optică au fost determinate valorile benzilor interzise și ale filmelor de magneziu zincu și s-a construit graficul tau. Aceste valori nu se deosebesc pentru ambele metode de obținere și valorile obținute se studiază între 3,37, 5,1 electronvolți pentru ambele metode de obținere. Tehnologia aplicată de noi dă posibilitatea extinderii benzii interzise a filmelor de magneziu zincu cu o structură de tip VRC până la X06, spre deosebire de datele publicate în literatură, care până la 0,4 este faza dulce, de la 0,4 la concentrație mai mare este faza cubică. După cum este prezentat, am graf în figura 19. Experimentele efectuate pe filmele de galiu indium oxid de asemenea demonstrează că este posibilă schimbarea valorii interzise de la 3,62 pentru X02 până la 4,85 până la X095. Valorile pentru interzise obținute de noi sunt aproximativ la fel, cu date reprezentate în literatură, după cum este prezentat graficul de dreapta. Dacă noi la 0,95 avem 4,85 electronvolți, noi în literatură, prin metoda magnetron, au obținut 4,64 electronvolți. S-a demonstrat că intervalul de sensibilitate al filmelor poate fi reglat în domeniul radiației ultraviolete, iar banda interzisă a filmelor oxidice primește de la 3,3 până la 5,2 electronvolți. Faza de oxid este predominantă și determină banda interzisă a filmelor. S-a demonstrat că mărimea concentrației de galiu în filmele de galiu indium oxid crește benzile interzise, a materialul face la 3,62 cu X02 până la 4,85 cu X095.
Un alt compartiment este dispozitivele metalice semiconductor metal în baza filmelor oxidice magneziu zinc aur. Cu ajutorul tehnicii litografice s-au obținut contactele interdigitale pe suprafața filmului, iar imaginea de dreapta putem vedea configurația unui dispozitiv obținut. Din caracteristicile curentei sunii s-a demonstrat că dispozitivul dat funcționează ca dioda Schottky, iar proba prin centrifugare prezintă sensibilitate mult mai mare dacă îi comparăm raportul dintre fotocurent și curentul de întuneric, unde la prin metoda de depunere din aerosol este de 1,23, iar prin centrifugare este de 6,98. S-a calculat de asemenea și parametri de responsabilitate și detectivitate a dispozitivelor, unde valoarea acestora este, de exemplu, responsabilitatea pentru depunerea din aerosol este de 264 mA la minus 1, iar pentru prin centrifugare este de 380 mA la minus 1. Analizând proprietățile optice, s-a constatat că dispozitivele funcționează într-un diapazon destul de larg, de la ultraviolet până la infraroșu, cu cea mai mare sensibilitate în ultraviolet. Avantajul metodei prin centrifugare este că sensibilitatea este mult mai mare, iar dezavantajul este că avem o reacție mai slabă, adică există o relaxare de lungă durată, de circa 100 de secunde. În cazul această reacție influențează timpul de răspuns a fotoreceptorului. În schimb, metoda de depunere din aerosol are avantajul că reacția este mult mai rapidă, de circa 10 secunde. Iar responsivitatea și detectivitatea mult mai scăzută. Filmele de galiu inoxid, de asemenea, prezintă o relaxare de lungă durată, iar parametrii dispozitivului sunt prezentați în tabelele următoare, unde putem observa că la tensiuni de polarizare mai mari, fotoreceptorul în baza oxidului de magneziu, în baza oxidului de zinc-magneziu este mult mai sensibil. Relaxarea de lungă durată a fost explicată prin existența cozilor de bandă, care a fost dedusă din analiza spectrelor de luminescență. Aici sunt prezentate două spectre de luminescență la diferite temperaturi de obținere și cu lungime de undă de 325 de nanometri. În rezultatul analizei acestor spectre a fost elaborat modelul cozilor de bandă care demonstrează că odată creșterea concentrației de magneziu în filme de la 0,1 până la 0,4 crește banda, adâncimea cozilor de bandă cresc până la 400 de mEV, de la 70 de mEV, care se datorează fluctuațiilor locale ale compozițiilor solide. În concluzie, parametrii filmelor oxidice în configurația metal semiconductor metal la polarizare directă de 10V sub gradiere cu lumină ultravioletă, putere de 60 mW/cm², prin metoda de depunere prin centrifugare s-a obținut responsivitatea de 380 mA/min-1, iar prin metoda de depunere de aerosol, acest parametru este de 264 mA/min-1. S-a determinat că componenta de lungă durată a relaxării fotoconductivității se datorează fluctuațiilor locale ale compoziției soluției solide, în urma cărora are loc convergirea cozilor de bandă de la 70 mV până la 400 mV. Metoda de depunere din aerosol este mult mai valabilă cu inhibirea a reacției, mai rapid de 10 secunde, dar parametrii de responsabilitate și detectivitate mult mai scăzuți în comparație cu metoda de centrifugare. În filmele de galiu indimoxid, de asemenea, este prezentă componenta de lungă durată a relaxării fotoconductivității de circa 80 de secunde. În ultimul paragraf voi vorbi despre fotodiodele cu injecții în baza filmelor oxidice de magneziu zinc și parametrii dispozitivelor. Construind caracteristicile
curent tensiunea filmelor oxidice de magneziu în dependență de conținutul de magneziu, s-a determinat că sensibilitatea acestora. Caracteristica în scară logaritmică demonstrează că dependența nu se înscrie în formula clasică care este pentru o juncțiune P-P, care trebuie să fie o linie dreaptă, dar se încadrează, se potrivesc cu unei linii drepte în coordonate dublu logaritmice. Ceea ce înseamnă că caracteristica corespunde unei funcții putere, unde N este egal cu 2 la concentrații mici și N egal cu 4 la concentrații mai mari. Parametrii acestor dispozitive sunt în general scăzuți, deoarece raportul dintre fotocurent și curentul de întuneric scade odată creșterea tensiunii de polarizare, iar funcționarea dispozitivelor la tensiuni mai mari de un volt devine ineficientă. Pentru a depăși acest dezavantaj și de a permite funcționarea dispozitivelor la tensiuni mai mari decât un volt, a fost elaborată o structură de dispozitiv cu două straturi de magneziu zinco, care cu valori diferite al lui X, unde stratul superior joacă rolul de fereastră. Dacă să comparăm parametrii dispozitivelor la diferite tensiuni de polarizare, atunci observăm că la tensiunea de polarizare de dreptă avem responsivitatea, detectivitatea și raportul dintre fotocurent și curentul de întuneric mai mare decât la polarizare inversă. Parametrii fotodetectoarelor sunt rezumați în tabelul dat, de unde observăm că atunci când avem creșterea concentrației de magneziu, responsivitatea scade, iar atunci când avem un dispozitiv cu două straturi, avem o creștere considerabilă a responsivității și detectivității. S-a demonstrat că intervalul de funcționare a fotodioidelor cu heterostructura în magneziu zinc pe siliciu la polarizare directă în regim de fotodiodă cu injecție este limitat până la polarizarea de un volt. Designul fotodiodelor cu două straturi de magneziu zinc lărgește considerabil intervalul de funcționare la polarizare directă la un volt până la 10 volt. Stratul fereastră reduce stările de suprafață a stratului absorbant, descrește pierderile în urma recombinării purtătorilor de sarcină și face ca dispozitivul să funcționeze la tensiuni mai mari de polarizare. Valorile parametrilor atinși pentru dispozitiv cu două straturi este responsivitatea de 460 mA la minus 1, iar detectivitatea 1,10 la 10. Concluzii generale, curva la știri pentru streazomia de cele spuse anterior. Publicații la tema tezei, total 18, reviste în Web of Science și Scopus 7, în revistă cu factor de impact 3 lucrări științifice, în reviste naționale 2, participări la conferințe naționale și internaționale 9, 4 lucrări de un singur autor, un brevet de invenții, participări în proiecte științifice instituționale și internaționale pe întreaga perioadă a studiilor de doctorat, 22, aici este prezent lista lucrărilor la tema tezei. În perioada studiilor de doctorat am participat și am primit mai multe premii, mențiuni și distincții, dintre care 3 medalii de aur, 4 de argint și 1 de bronz, la diferite expoziții naționale și internaționale. Laureata premiului academician Dumitru Ghețu pentru rezultate excelente obținute în anul 2020. Bursa DAD, perioada 2019-2021, bursa de excelență a Guvernului anul 2021 și diferite stagii de cercetare cu o durată la 3 luni până la 10 luni. Vă mulțumesc pentru atenție. Și noi vă mulțumim pentru o prezentare cu logică bună și pe înțelesii, probabil tuturor, și o să începem discuțiile, dezbaterile asupra tezei, asupra rezultatelor prezentate. Vă rog, întrebări, sugestii. Se poate componența da? Pentru licențiatul, da? Sigur, sigur. Orice membru, da. Oricine este prezent, are dreptul să
Da, deci eu am două întrebări. Una ține de, de fizică, de materialul de oasă, dar una, deci, așa mai generală, deci, despre activitatea dumneavoastră. Hai să încep cu a doua, că e mai simplă, cred că. Deci, de acum vreo 20 de ani, dacă ține minte, orice participant la conferințe, mai ales internaționale, dacă participa lui, îi se dă un certificat de participare. Asta e o dovadă că el personal acolo a participat, dar nu s-a înscris la rând cu alții acolo și a trecut. Deci, la dumneavoastră, în teză, n-am văzut niciun certificat. Nu știu, poate în documente l-ați spus. Dacă are o să anină la teză în urmă, ca omul să vadă că, iată, băiatul, domnul ăsta a participat la conferința cu tare, personal, a făcut referat, TVP și așa mai departe. Cum explicați aceasta? Deci, de ce? Ori n-ați participat, ori n-ați spus certificatele, care-i stați? Vă mulțumesc pentru întrebare. Am participat la conferințele naționale și internaționale, am obținut certificat de participare și aceste certificate au fost anexate la dosar, nu am introdus în ele. A, ele sunt în dosar, da? Sunt în dosar, da. Aha, bine, iată, deci confirmați că sunt în dosar, da? Da, 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 pare că sunt în dosar, iată aici. Da, de fapt se alină în, în teză, fiindcă dosarul rămâne acolo, da, da. Dar teză, deci se duce și în bibliotecă și publică și așa mai departe, deci ca să fie clar chestia asta. Da. Acum mai aduc... Liberare, nu mai poate să vezi, da. Dacă mai poți ceva face modificări. Da. Acum a doua întrebare, deci ce ține de, de materialul care l-ați expus. Iată acolo ați obținut o serie de aliaje de astea, deci oxidim. Și în unii din ele ați observat că, într-adevăr, nu numai ce se lărgește banda interzisă, dar apar și niște cozi a, de, de niște solicitări care se duc în banda interzisă, așa? În teză am văzut, deci numai deci, desenat. Bine ați făcut, că tranzițiile directe și ați obținut banda interzisă și aceste cozi apar acolo ca o înduitură a acestei deci, bande de absorpție. Ați cercetat ce cu cozile astea, ce funcție matematică pot fi ele descrise, prin ce le se explică, cum îi distribuite? Aveți vreo informație despre aceasta? Nu, le-ați lăsat așa, le-ați văzut și ați și tot, da? Da, am analizat de punct de vedere că ele se formează din cauza fluctuațiilor locale, soluții solide. Și anume pentru metode de centrifugare, din cauza că acolo se obțin în primul, anume la soluțiile, soluțiile solide, se obțin în primul caz din cauza distribuției neomogene microscopice și totodată din cauza distribuției concentrații în soluția precursoare și totodată cu alte cuvinte, această, deci, aceste cozi arată într-un fel gradul de dezordine a acestei, acestei soluții. Da. Bine, dacă asta este așa și aveți mai multe soluții, era foarte interesant să vă uitați unde gradul de dezordine. Cum îl schimbi la soluție la soluție? Nu vă dați în cap asta? Nu, dar pe viitor sper că vom analiza. Ok. Sunteți... Este. Să câte da, 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 mulțumesc. Următorul, ok. În structura galiumidiu 2, eu 3, ai menționat ca pară și cu dislocații. Care sunt motivele apariției acestor dislocații mecanice? Au fost supuse cercetărilor, anume prin aspect aplicat de o exponențială sau de plină. Motivul, din ce care nu trebuie le apar? Da, anterior am specificat întrebare. Anterior am specificat faptul că... Considerat că studiezi compoziția. În fermele de magneziu, de galiu, indium, oxid, avem largelea vezei interzise și anume largelea vârfului 2-2-2 din cauza unor tensiuni mecanice în rețea
aceste tensiuni mecanice probabil se formează în concordanța substratului cu fermul, ce anume spații folosesc temperatura la care se formează anume stratul. Și totodată, dacă în firmele de zinc magneziu obținem soluții solide, atunci, în cazul dat, după cum am specificat, aveam o structură de bască dintr-un aliaj de galiu indimoxid și cu faza de beta-galiu 3. Okay. Ați primit răspunsul care ați dorit, da? Mulțumim. Întrebări? Vă rog, cine mai are? Dacă nu, o să permit și eu. Așa. Deci, dumneavoastră ați primit o soluție solidă, așa? Care este formată din două faze, oxidul de zinc și oxidul de magneziu. Aș vrea să-mi spuneți care sunt avantajele soluției acestea solide față de stratul de zinco, dacă dumneavoastră nu l-aș cercetat, nu știu, l-ați cercetat, pur, în comparație cu soluția asta, care sunt avantajele? Ce avantaje el are mai bune decât zinco? Doar să știi că zinco, dopat cu aluminiu, cu galiu, se primesc concentrații de ordinul 10 la 21-22, și aceste straturi pot servi ca electrod transparent în aproape o mulțime de dispozitive de electronice. Poftim, da. Puteți, dacă ați făcut așa ceva, da. Și puteți spune. Care e diferența între oxidul de zinc și filme? Da, am niște avantaje. Deci... soluție solidă, care noi le-am obținut. Da, avantajul este că, în primul rând, din punct de vedere a ingineriei benzii interzise, pentru că dacă să folosim soluții de solid de zinc magneziu, noi putem controla deja cu banda de energie sau materialul și de a controla domeniul de sensibilitate a fotoreceptoarele date într-un domeniu ultraviolet destul de larg, chiar până la regiunea bactericidă. Asta ar fi... Dar care e regiunea aceea bactericidă? Are o regiune de bună sau... Da, regiunea bactericidă e de la 100 până la 280 de nanometri. În violet, da? Violet, da. Și se permute față de zinco. Da, da. Mai departe de 280, da? Da, dacă zinco are... Asta, da, asta 360, e... 365, 370, dar nu trebuie să ne spectrul de vizibil, da. Nu numai vizibil, dar ultraviolet, până la ultraviolet îndepărtat. Asta e... Dar mai vreau să vă întreb și la dispozitive. Dumneavoastră ați elaborat detectori, da, de radiație ultraviolet. Da. Și ați făcut și cu zincul curat și cu magneziu zinco. Și care sunt valorile? Există o diferență mare între valorile sensibilității și detectivității? Da, există. Dacă la fotoreceptoarele, în baza soluțiilor solide, noi avem acolo, de exemplu, parametrul de responsabilitate, avem undeva între 100 și până la 400 de miliamperi față la minus 1. Ceea ce ține de zinc, noi am obținut că acest parametru este până la 100. Adică oricum se îmbunătățește. De ce este îmbunătățire? Datorită că primiți un oxid ternar, da? Da. Mulțumesc, dar mai am întrebare dacă îmi permite auditorul. Deci, vorbeați dumneavoastră că a fost pus întrebarea cu dislocații. Dislocații în strat, ați avut în vedere, sau dislocații la interfața când dumneavoastră construiți, elaborați fotodetectorul de radiație ultravioletă?
dislocații la nivel de, nu știu, confecționarea copilășilor de obținere. Deci, în strat, da. Dar n-ați încercat să calculați și microdeformația rețelii? Este foarte, deosebit mai între valorile microdeformației de la zinc pur și zinc cu magneziu. Nu, pentru materialele astea nu m-am fost studiat. A, n-ați, pur și simplu, în care ați mix, ați putut estima și microdeformația. Vă mulțumesc atunci. Poți fi întrebări, poate de timp am mai apărut, dar cineva întrebări? Dacă nu sunt, este clinic calcogenic. Atunci, mulțumim, doctoratul, prezidentul răspunsul la întrebări și continuăm cu o altă etapă a susținerii publice a tezii de doctorat. Urmează. Deci, avizile. Apelez la auditoriu, vă rog să spuneți. Avizul comisiei de îndrumare, îl citește doctorantul sau îl citesc eu? Îl citesc dumneavoastră. Da, îl citesc eu, da? Da. Deci, uitați-vă, primul punct este avizul comisiei de îndrumare, unde sunt toți membrii comisiei dumneavoastră de îndrumare, o să le dăm citire. Deci, primul aviz este avizul comisiei de îndrumare. O să-i dau citit. Deci, avizul conducătorului științific și a membrilor comisiei de îndrumare la teza de doctorat cu tema tehnologii de obținere și proprietățile optice și fotoelectrice din sistemul oxid de zinc cu oxid de zinc magneziu pentru aplicațiile optoelectronice realizate de doctorantul Murad Vadim la specialitatea 134.01 Fizica și Tehnologia Materialelor. Poate că îmi pare rău, dar aici tot nu văd, este de membrii comisiei de îndrumare, vreau să-i numesc, Ghimbu Lidia, doctor cercetător conferențiar, Rusu Emil, doctor habilitat, cercetător conferențiar și Lefur Dan Nicolae, doctor cercetător științific superior. Conducătorul științific este academicianul Tighineanu Ion și membru corespondent Rusache Vecislav. Așa, deci noutatea și originalitatea lucrării constă în faptul că în premieră a fost efectuat un studiu complex al tehnologiilor de obținere a materialelor oxidice cu bandă energetică largă prin metode cost-efective. A fost elucidată dependența proprietățile fizice ale filmelor obținute, precum morfologia, compoziția chimică, structura cristalografică și proprietățile vibraționale, optice și fotoelectrice în funcție de metoda de obținere a parametrilor tehnologici. Și au fost elaborate fotoreceptoare de radiații ultraviolete în baza structurilor obținute, inclusiv a fotoreceptorilor în baza soluțiilor solide zinc-magneziu-opt, care funcționează în regim de fotodiode cu injecție la polarizare directă. Iar în baza comparației parametrilor cu cei ai fotoreceptoarelor metal-semiconductor-metal, a fost identificat designul optimal din punct de vedere al responsivității, detectivității, selectivității și timpului de reacție al dispozitivului. Suportul metodologic al lucrării
sunt metodele moderne de caracterizare a straturilor subțiri, precum microscopie electronică de scanare, spectroscopie de razis cu dispersie de energie, difracție rară de zelogris, X, împrăștierea Raman, spectroscopia optică, luminescența, caracterizarea electrică și fotoelectrică, aplicarea modelelor teoretice la interpretarea rezultatelor experimentale. Relevanța științifică a rezultatelor este determinată de interesul sporit pentru materiale oxidice cu bandă energetică largă pentru elaborarea în baza lor a dispozitivelor fotoelectrice pentru domeniul ultraviolet al spectrului optic. În acest sens, în baza studiului proprietăți cosmologice, are o determinată dependență a benzii interzise a firmelor soluțiilor solidite, solide, zinc, magneziu, decompoziția chimică și a fost identificat diapazonul conținutului de magneziu care asigură obținerea stratului cu structură cristalografică hexagonală, acest diapazon depășind limitele obținute anterior prin alte metode tehnologice, ceea ce extinde diapazonul de modelare a benzii interzise a materialului și de ajustare a selectivităților dispozitivelor elaborate în baza acestor firme. În baza studiului caracteristicilor curentei sigure măsurate la întuneric și la iluminare, au fost demonstrate fotodiode cu injecții care funcționează la polarizare directă și a fost propus un design original pentru astfel de dispozitive cu două straturi de zinc magneziu O, cu compoziție selectată pentru a atinge valori maximale ale responsivității, detectivității dispozitivelor, iar în baza analizei spectrului de fotoluminescență au fost scoși în evidență factorii care determină timpul de reacție al dispozitivelor. Teza este compusă de 5 capitole, concluzii generale, recomandări și liste bibliografice din 198 de titluri, conține 145 pagini text, 93 figuri și 26 tabele. Lucrarea este scrisă în limba română, redactată într-un limbaj științific corespunzător termenilor acceptați de comunitatea științifică. Respectarea eticii și deontologiei profesionale. Rezultatele cercetării și prezentării concluziilor formulate nu conțin elemente de falsificare și sunt prezentate ca date veridice. Totodată nu s-au observat elemente de plagiat, iar teza se încadrează în limitele tuturor normelor admise. Coeficientul de similitudine generat de către un sistem abilitat constituie 3% din volumul tezei și se încadrează în limitele admise. Calitatea rezultatelor obținute, publicarea acestora în ediții științifice, prezentarea lor la conferințe științifice. Dacă permiteți, pot să mă recitesc, fiindcă le-am citit odată la început, dumneavoastră le-a prezentat chiar în prezentare. Deci, sugestiile, obiecțiile membrilor prezenți la ședință. Nu știu, dat răspuns la aceste sugestii sau da? Atunci le citesc rapid. Scopul tezii prevede elaborarea și dezvoltarea tehnologiilor de obținere a oxidului urban energetică largă, inclusiv a straturilor subțiri zinc-O, magneziu zinc-O, zinc stariu-O, galii lindiu-O, trei compoziții și morfologie dirijată și explorarea proprietăților lor optice, luminescente și fotoelectrice pentru aplicații în dispozitive fotoelectronice, precum fotoreceptoare de radiații ultraviolete. Însă, reieșind din titlul lucrării, nu este clar motivul pentru includerea în scopul lucrării și în studiile efectuate a materialelor zinc, staniu, O și togaliu. Totodată, din datele expuse în teză, nu este clar din ce motiv compusul zinc, staniu, O a fost supus studiului proprietăților mecanice de micro-nanoedinitare, iar pentru alte materiale oxidice nu a fost efectuat un astfel de studiu. Prin urmare, se propune de a exclude din teză rezultatele cu referință la zinc, staniu, O și nitrogaliu ca și de a argumenta mai clar includerea studiului pentru galiu, liniu, O. În figura 5.21 este prezentată relaxarea fotocurentului la iradierea cu diferite lungimi de undă pentru fotodetectoare cu design diferit. Din imaginile prezentate este greu de determinat timpul de relaxare la pornire și oprire la viață. Se recomandă de a prezenta acest segment la o scară, în scară largă sau a descrie în text această observație. La pagina 38 se menționează probele obținute prin depunere de aerozol. Este necesar să
interesat de efectuat unele de dată, spre cum îți pagina 4, structură cristalografică, în pagina 65 și în 10 de sus, în banda, lipsește literar pagina 20, caracteristici, repotat de aici, de locuit cu retesiuni, în pagina 57, formula 27, cu matematica are, în unele figuri sunt speculate cuvinte în engleză. De redactat adotarea în limba rusă. Decizia finală privind recomandarea, nerecomandarea tezii pentru următoarea etapă de examinare. Reieșind din analiza efectuată și originalitatea rezultatelor obținute și expuse în teză, cât și aprobarea rezultatelor studiului prin prezentare la numeroase conferințe internaționale și publicații în reviste de specialitate cu factor de impact, considerăm că teza analizată prezentată pentru obținerea titlului științific de doctor în fizică la specialitatea 134.01 Fizica și tehnologia materialelor poate fi înaintată la următoarea etapă de examinare. Și semnăturile respective a membrilor comisiei, conducătorilor științifici. Așa și este un tabel aici unde sunt indicate, deci toate cele ajunsuri explicate și semnate de către autor, conducătorul științific și conducătorii științifici, domnul Tigrianu și domnul Sache. Așa, mai departe urmează avizul departamentului de profil. Așa, deci tot v-aș ruga să-mi permiteți ca să nu mai citesc încă o dată noutatea și originalitatea lucrării, permite. Suportul metodologic, relevanța științifică a rezultatelor, ea se repetă ca și în următorul, redactarea, respectarea eticii, tot așa, calitatea. Deci numai sugestiile și obiecțiile și verificăm dacă ele au fost corectate și îndeplinite. Sugestiile, obiecțiile membrilor prezenți la ședința departamentului. Este necesară argumentarea clară a cercetării materialului galiu-indiol de rând cu sistemul cercetat zinc-o, magneziu-zinc-o, căci tema tezii nu prevede acest în al treilea material. O sugestie ar fi de a adăuga în text motivul folosirii straturilor galiu-indiol, inclusiv de a formula această necesitate și în obiectivele. În lucrare nu se întâlnește valorile grosimilor straturilor de CO2. Sunt necesare precizări în acest sens. Maximumul de la 302.1 din spectrele Raman pentru straturile zinc-magneziu-O nu este clar identificat, căci se regăsește ca fiind responsabil de modul de vibrație ce provine de la siliciu și că, având inscripția 2DA, este necesară o precizare. Numărul și volumul tezelor analizate spre susținere trebuie optimizat în corespundere cu rezultatele expuse în teză. Reieșind din spectrele fotoluminescență, ar fi mai rezonabil de construit grafice în coordonate lineare și în inserții de introdus în coordonate logaritmice sau de explicat maximumele 1LO și 2LO responsabile de împrăștierea RAM de rezonanță. Este strict necesară specificarea în text sau pe graficele substratele pentru probele cercetate, care sunt pe siliciu și care sunt pe coarț. Sunt necesare reformulări ale concluziilor în special la capitolul 3, 4, 5. Să se excludă folosirea expresiilor precum face mai ușoară, mai bună, mai accesibilă, tehnologie ieftină, fără a fi indicat o valoare exactă a parametrului de referință. Imaginile, graficile prezentate în teză trebuie aduse la aceeași scară optimală pentru a fi ușor vizibile. Sunt necesare precizări ce ține modul de măsurare și analiză a difractogramelor de raze X, precum și evoluția difractogramelor în funcție de materialul cercetat de la paginile 61, 64, 71, 90, 91. Se sugerează menționarea în text a modului de alegere a designului contactelor fotoreceptorilor, să se explice cum a fost elaborată diagrama Benzii, pagina 108, cu stabilirea poziției nivelului
termen. Și decizia privind recomandarea tezei pentru următoarea etapă de examinare și evaluarea științifică și importanța practică a tezei realizate și prezentate, membrii departamentului de profil au luat următoarea decizie. Teza cu temă tehnologii de obținere și proprietățile optice și fotoelectrice în sistemul zinco, magneziu zinco pentru aplicații optoelectronice a competitorului moral Vadim, corespunde cerințelor din punct de vedere științific și aplicativ, actelor normative în vigoare, criteriilor pentru tezele de doctor în științe fizice la specialitatea 134.01 Fizica și tehnologia materialelor și se recomandă pentru examinare în cadrul școlii doctorale științe ale naturii. Și respectiv sunt semnăturile de pe șeful departamentului naturale cu șef Sergiu și secretarului ședinței Iulie Tatiana. La fel, toate aceste obiecții au fost analizate, dat răspuns și ele sunt corectate conform tabelului care este anexat în dosar. Dacă aveți ceva de întrebări, poftim, nu ezitați să întrebați. Și mai departe, mergem avizele, avem multe avizii. Avizul asupra tezii și rezumatului tezii. Ai mai avut alte avizii, sunt numai acestea. La teză, dar rezumatului deja avem. A rezumatului avem a trei referințe, care o să vă invităm în coace și dumneavoastră o să dați citiri, iar Vadim va asculta și vă va răspunde la obiecții pe care dumneavoastră le aveți. Dacă nu aveți, cu atât mai bine. Poftim, cine dorește din referință? Este listă. Ce? Pe listă? Pe listă se ia, dar e bine. Listă. Lista referință. Cine este obligatorie? Cine e obligatorie. Așa, cum este în pieză. Așa. Cea mai bine cum este în pieză, fiindcă așa. În științe fizico-matematice, conferențială, cercetător de la Institutul de Nanotehnologie a Universității Tehnice din Moldova. Poftim! Stimată audiență... Nu trebuie la... Păi nu cred că se aude, nu? Dar pe online. Avem și online. Deci online nu se aude. Nu se aude. Îmi pare că nu se lucrează, nu se prinde. Ok. Bine, referat la teza de doctor cu tema tehnologiei de obținere și proprietățile optice și fotoelectrice în sistemul zinco, zinc, magneziu, zinc, O, pentru aplicații optoelectronice realizate de doctorantul Morar Vadim la specialitatea 134.01 Fizică și tehnologie materială. Structura recomandată a referatului de analiză la teza de doctorat include analiza actualității temei și problematicii abordate. La această întrebare, succint, vreau să spun următoarea. Actualitatea temei abordate este soluționarea problemei dezvoltării dispozitivilor optoelectronice pentru domeniul ultraviolet, îndeosebit a putere receptoare. S-a efectuat un studiu complex al tehnologiei de obținere a materialelor oxidice cu bandă energetică largă prin metode cost-efective, prin realizarea unuia din obiectivele propuse ca obținerea soluțiilor solide de magneziu X-Zinc-1-X oxigen și altor oxizi ternari prin centrifugare.
Elucidarea proprietăților fizice în funcție de metoda de obținere prin utilizarea celor mai eficiente metode de cercetare. EDX, SEM, XRD, microscopia RAMA și elaborarea în baza structurilor obținute a fotoreceptoarelor de radiație ultraviolet. Analiza metodologiei utilizate și gradul de corectitudine acestea cu obiectivele menționate. Ține de utilizarea metodelor moderne de caracterizare, echipate cu sisteme computerizate pentru dirijarea proceselor tehnologice de obținere a materialelor silice. Studiul proprietăților morfologice, luminescente, structurale și compoziționale a acestora. Aplicarea metodelor teoretice la interpretarea rezultatelor experimentale. La analiza conținutului tezei de doctorat, ar zice, teza este compusă deja, cred că nu mai are rost să dau citire, pentru că deja noi tot știm teza, paginile, figurile și așa mai departe. La evaluarea critică a rezultatelor cercetărilor, concluziilor finale, recomandărilor și impactul asupra domeniului abordat. Lucrarea prezintă un studiu complex și finisată, în care sunt incluse elaborarea procedeilor tehnologice de preparare a structurilor oxidice în baza compușilor ternari, zinc, magneziu și studiul experimental al proprietăților structurale, morfologice, compoziționale și radiative. Un aspect important ca lucrări puse la elaborarea studiului al proprietăților sensitive a fotoreceptoarelor de radiație ultraviolet în baza structurilor multistrat de compusul ternar. Rezultatele studiului efectuat au fost expuse în 18 lucrări științifice, publicate în reviste recenzate, 7 articole, inclusiv în baze date Web of Science și Scopus, 4 publicații ca singur autor, 9 comunicări la conferințe internaționale și altele. În privire de invenții și cu mențiuni a unor medalii de aur la care a participat la expozițiile internaționale. Concluziile sunt bine structurate conform cerințelor efectuate cu conținut succint ale celor mai importante rezultate obținute în cercetarea materialelor sus numite. Recomandările propuse de către domnul Vadim Morar vor servi ca punct de prepier pentru cercetările ce vor urma, printre care chiar însuși autorului vor fi de folos, dar și cercetătorilor care vor cerceta aceste materiale pentru a ridica și îmbunătăți proprietățile fizice ale materialelor silice. Aprecieri cu privire la caracterul de noutate al cercetării, contribuția personală a autorului, originalitatea și profunzimea discursului științific. Caracterul noutății constă în faptul că doctorandul a manifestat un interes deosebit pentru materiale oxidice cu bandă interzisă largă, unde a utilizat o metodă cost-efectivă la prepararea filmelor subțiri de magneziu-zinc cu propunerea unui model de fotoreceptor de radiație ultraviolet. Au fost stabilite condițiile tehnologice la prepararea straturilor de zinc magneziu prin depunerea centrifugării și depunerea din aerosol. Astfel au fost identificate dimensiunile cristalitelor din structurile obținute. Contribuția personală asupra acestor rezultate este majoră, deoarece doctorandul a depus o muncă colosală în prepararea filmelor de zinc magneziu, precum și multiple metode de caracterizare detaliate în centrul de cercetare din străinătate. Aprecieri cu privire la stil, claritatea și precizia exprimării. Lucrarea este finisată într-un stil de exprimare coerent și științific, urmat de o cercetare bine planificată și cu rezultate științifice bine argumentate. Corectitudinea aparatului științific și discursurilor, descrierilor bibliografice. Aparatul științific utilizat corespunde exprimărilor științifice ai ultimilor din ultimii ani din domeniul fizicii și tehnologiilor materialelor, în deosebire a materialelor oxidice. Sursele bibliografice descrise de autorul acestei teze corespund unei analize a științei actuale din domeniu, asigurând totodată explicarea rezultatelor originale obținute și prin argumentarea concluziilor descrise. Referințele bibliografice utilizate în numărul de citări de tot parcursul tezei corespund temei și obiectivelor
cercetări. Viză tehnică, apreciere de ordin formal. Conținutul tezei este structurat conform tuturor normelor de formare, iar materialul expus este echilibrat între conținut și capacitate. Apreciere cu privire la corespunderea rezultatelor și rezumatul la conținutul tezei. Rezumatul tezei conține în totalitate toate elementele de scriere subiecte a tezei, conținut, noutate științifică și concluzii generale. Concluzie referentului cu privire la susținerea în ședință publică a tezei de doctorat. Reieșind din valoarea științifică și originalitatea rezultatelor obținute și expuse în teză, cât și aprobarea rezultatelor studiului prezentate la numeroase conferințe internaționale și publicate în reviste de specialitate cu impact factor, consider că tema teza tehnologiei de obținere și proprietăți optice și fotoelectrice în sistemul zinc-magneziu, zinco, al doctorantului Vadim Morai, este o teză bine finisată și, respectiv, competitorul Vadim Morai merită conferirea titlului de doctor în științe fizice la specialitatea 134.01 fizică și tehnologiile materialelor. Mulțumesc, doamne. Vadim, ai ceva de spus, doamne referentă? Vă mulțumim, doamne referentă, pentru un așa aviz. Cu siguranță. Aviz, în primul rând, pozitiv și destul de detaliat. Asta sunt cerințele noi metodologici de obiecții. Nu au fost? Nu au fost. Așa? Dacă nu sunt obiecții? Eu zic mai departe. Mulțumim obiecții și lui doamna recenzent. Urmează domnul Țăvreanu. Doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar, membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei. Poftim, domnul Țăvreanu, vă dați ședinii? Da, eu cred că aici acum... Unde doriți dumneavoastră? Să nu stau la nimic. Da. Mai debiat așa, domnul. Da. Cum doriți dumneavoastră? Stimați colegi, eu tot am să vă mărg pe această metodologie care e impusă de ANACEC. Mai pe scurt, pur și simplu, eu bineînțeles că nu pot să urmez chiar tot. Tema e cunoscută, a fost văzută, nu o mai numesc. Actualitatea temei de cercetare. Și asta este un punct important, cheie, o să mă opresc. Deci, în diodul de semiconductorii metaloxizi, asta e zinco, stalimo, indium, și așa mai departe, sunt cunoscuți și se studiază încă de când au fost descoperiți pe la mijlocul secolului trecut. Și tot timpul acesta au fost pilar folosiți în microeconomie electronică, în primul rând electronică, nu și microelectronică. Dar, deci, și până în ziua de astăzi au o importanță foarte mare, fiindcă, deci, mai ales că trece spre microelectronică, spre nanoelectronică, proprietăți deosebite, că sunt conductibile electric și transparente în regiunea viziunii. Și aceste două proprietăți mai rar la materiale se întâlnesc. Acestea sunt niște, deci, dielectrici, benzi foarte mari, dar continuitatea are loc prin stările acestea care sunt bandă de interzis. Deci, în lucrarea aceasta se atinge oxidul de zinc, deci care este dopat cu magneziu. Aceste materiale prezintă un interes deosebit. De ce? Pentru că, deci, cum s-a stabilit acum literatură, iată, domnul Morare bine a prezentat această anteză, că trecând de la zinco spre magneziu, banda interzisă variază, deci, aproape cu 4 electroni volți. De văzut foarte larg. Deci, respectiv, în acest caz, deci proprietățile trebuie să varieze foarte esențial și inclusiv cele de fotoelectrice pe care le-a studiat. De aceea, deci,
doparea cu magneziu a oxidului zinc este o problemă actuală, interesantă, din punct de vedere atât teoretic cât și aplicativ. Metodologia a fost luată cea mai modernă, deci luate cele mai moderne metode care sunt, deci dispersia, studiul dispersiei energetice a razelor X pentru a determina compoziția, difracția razelor X pentru a determina structura, deci morfologia studiată cu deci, microscop atomic de forță. Deci, în sensul metodologic, tot lucrarea este la lucrurile la nou. Acum despre tezele. Teza, deci el este impus de cerințele ale ce se fac analiza tezei. Eu am făcut-o, este aici toate capitolele, toate inclusiv introducerea, dar nu mă opresc, fiindcă e clar, deci a fost foarte bine spus de competitor aici la pupitru. Acum, deci, trecem la acele paragrafe care se termină către concluzii, profil, mai mult. Rezultatul cercetării a fost elaborată tehnologie de creștere a fiilor și magneziu, fiilor oxid și magneziu zinc cu sistemul de adară. Parțial a fost alinat și sistemul tot terminal galiu-indiu, mai puțin. Asta se vede că, așa ca un adaos către un tema principală. Se procedea în unui caz așa ca să fie posibil de a face niște concluzii mai importante, mai largi. În investigații structurale a fost demonstrată posibilitatea incorporării eficiente a atomilor de magneziu în structura hexagonală de tip oxid, a oxidului de zinc, ceea ce oferă posibilitatea creierii unor soluții solide de magneziu zinc O de tip oxid și deci, extinderea considerabilă a tezei interzise. Ce țin de concluziile finale și recomandări care le-a făcut doctorandul? În general, aceste concluzii finale și recomandări, în general, sunt argumentate. Suficient. Deși în unii cazuri nu sunt clar, nu prea clar. Aceasta, eu am făcut această obiecție chiar și la sfârșit, poate domnul să-mi spui, deci care era pricina. Iată, de exemplu, aici o frază, aceste concluzii, aceste investigații oferă posibilitatea extinderii piezii interzise a fiilor de magneziu zinc O, de tip oxid cu valoare de X până la 0,8. Ce e ce la X? Ce e ce la 0,8? Parcă cineva trebuie să se iei minte aceasta în cap. Deci, în formulă nu e scris nicio X. E, deci, nu e clar deci, făcută concluzia în sensul că nu e suficient clar. Nu e pistol, câteva carte acestea au fost, acesta este cel mai. Noutatea științifică și valoare aplicativă. Aici e important și eu să-mi dați voie să citesc chiar în total câteva puncte care eu le-am constatat. Primul punct. Stabilirea condițiilor tehnologice optime pentru obținerea fiilor de magneziu zinc O. Aici nu numesc coeficient indice acestea. Înțelegeți că să nu repet chestia aceasta. Nu-i magneziu zinc O. Magneziu zinc O asta de acum este o compoziție clară. 0,33, 0,33, 0,33. Aici e magneziu X, zinc, minus X, O. Deci e o tăitură așa compozițională. Prin depunere din aerozoli și centrifugare și identificarea variației dimensiunilor cristalicilor în aceste filme dependent de tipul tehnologiei prescrite din aerozoli, obținute sau configurare. A doilea moment care se identifică. Identificarea domeniilor compoziționale ale soluțiilor solide, deci în această linie compozițională care am numit-o, cu structura predominantă de oxid, ori cubică, dependent de concentrația atomilor de magneziu și determinarea impactului variației compoziției asupra distribuției spectrale ale absorbției optice, fotoluminescenței și fotocumenteții soluțiilor solide. Deci, iată, aceasta este importantă, fiindcă s-au stabilit unde degeteți. Și a treilea, elaborarea heterostructurilor de suport de PSD-ul cu două straturi de magneziu X, zinc, 1, X, O,
care funcționează în regim de fotodioade pentru leziuni ultraviolete cu injecții de polarizare directe. Aici două momente la această planare științifică vreau să menționez. În primul rând, deci foarte corect a fost formulat aici că nu e vorba de heterojecțiuni, de vorba de heterostructuri, fiindcă acolo teza e clar arătat că deci, la polarizare directă, curentul de acum nu mai este cel tipic pentru heterojecțiuni, dar e pur și simplu curentul limitat de sarsă spațială, fiindcă deci, apare factorul cel de putere în caracteristica fără tensiuni, deci pot fi numite numai heterojecțiuni. Și al doilea, deci acest moment este foarte interesant, fiindcă caricula a creat aceste fotodioade când este polarizat în sens invers. Dar aici, practic, se dirijează cu leziunea aceasta de distanță spațială. Asta e un lucru foarte interesant pentru asta. Eu am avut foarte multă viață cu acest fel de structuri, de hidrogeniuni și am lucrat cu aceste regiuni de distanță spațială, dar așa ceva n-am întâlnit. Deci, aici, pentru mine, personal, ceva nou și concepere și calitatea textului. Concepția și calitatea textului sunt în linii generale satisfăcătoare. Aici eu menționez că ceva, dar ce vreau să spun că aici stilul și îndeosit claritatea și precizie primării, bineînțeles că lasă-i dorit. Aici deci mai trebuie de lucrat asupra acelui fapt ca să puteți exprima, deci gândul, concluzii clar, ca să înțeleagă, cum îi spunem la studenți, să înțeleagă și capra. Deci când explici ceva, să fie clar. Asigurarea bibliografică. Sursele bibliografice utilizate de autor pentru analiza în situația actuală în domeniu, deși explicare rezultatelor și așa mai departe, acoperă un interval cronologic de aproximativ ultimii 20 de ani. Asta e bine. 20 de ani, asta e plin taban. Epoca noastră. Corectitudinea referințelor aplicate, precum și a cercetărilor, corespunde totul temei subiectului cercetării. Conținutul tezei și materialul expus corespunde temei aprobate și publicațiilor candidatului, precum și a notării prezentate în trei limbi, limba română, engleză și rusă, iar rezumatul tezii de doctor prezentat în limba română reflectă pentru tot conținutul lucrării. Și acum o să opresc la cele obiecții care le-am găsit eu, care trebuie să le fac. Deci, iată una din obiecții care, în opinia mea, e studiu importantă. Teza este dedicată în studiul sistemului ternar, zinc, magneziu, deșterie, magneziu, X, zinc, minus X, O, care, într-o formă mai generală, ca să nu mă urcăm de atât vreme, scrie pur și simplu magneziu, tere, cadmiu, zinc, cadmiu, O. Deci, este sistemul ternar. Nu sunt o mulțime de compoziții, iar ceea ce am studiat, deci, Vadim, este pur și simplu o secțiune compozițională. Obiectul este studiu concret al tezei. Obiectul concret de studii selectat și, deci, fiindcă este clar, arătată secțiunea compozițională în care s-a lucrat. Și iată necătind la caracterul absolut concret al obiectului de studiu abordat. În teze peste tot se utilizează formule chimice, hoice, numite absolut arbitrar, cum e drăsnit în cap. În unii cazuri se numește, pur și simplu, magneziu, zinc, fără niciun indice, în această compoziție, imameziu, deci 0,33, 0,33, 0,33, în alte cazuri, aceeași treabă se numește soluții solide, magneziu, zinc, tot de fără indice. În alte cazuri, soluții solide, deamă cu X. În alte cazuri, mai scurt, aici e ceva haotic. Fără a ține cont de definiții absolut concrete formulate în chimie. Și mă gândeam, de unde cresc coarne, de unde sunt soluate? Și m-am uitat biografia lui și am văzut că el a făcut fizică teoretică. Și aici vreau să fac o obiecție, nu la pe toți noi, dar pentru toți tineri. Adică tine unde v-ați dus. Dacă viața v-a dus și ați trecut de la fizică teoretică, la fizică experimentală, și am ales undeva la intersecție cu chimie, sunteți obligați să învățați categoriile, să folosiți categoriile și, deci, toate definițiile acestui obiect unde ați nimerit. Când vă nimeriți cu un astfel fizică teoretică, nimerește așa un chimician și încurcă
funcția de unde cu operatul Haltu. Cum va avea? Deci aici trebuie să fim foarte atenți. Este tot din rentul și nu numai pentru el. Am observat pe rentul și cu așa superficial metru de asupra. Toate științe, o lesc chimie, știință exactă. Nu e pur și simplu acolo că am pus-o virgul sau nu am pus-o. Și acolo tot e bine, tot regulare e pus. Deci aici e important. A doilea, deci la caracteristica, la caracterizarea deci, substanțelor, la caracterizarea sensibilităților structurilor funcționale, în baza sunt deci, acest material care este utilizat, se utilizează permanent deci, parametrul responsivitate. Un parametru relativ nou apărut în știință, în optică, chiar în 10 ani, care, dar decât în acela este el general agreat doar pentru lungimea de unde dată. Când a spus responsabilitate, imediat trebuie să merg la ce lungime de unde. În alt caz, nu are sens. În teză spre evet, nu a fost studiată distribuția spectrală a responsabilității. Se vede că au fost niște pedici experimentale. Așa eu am discuții cu a fost în teză, am înțeles că niște pedici experimentale. Și aici, într-adevăr, a apărut o problemă. Deci, cum să exprimăm acest răspuns a senzorului? Eu mă gândeam că poate ar fi fost bine să luați termenul cel clasic, care se numește deci, sensibilitatea integrală. El se măsoară, asta e de IPDF, care zic că se măsoară curentul de răspuns împărțit la fluxul luminos. Fluxul luminos, deci lumini și amperi pe lumini. Și deci, trece de la ceea ce măsurați dumneavoastră puterea, deci de radiație, la fluxul luminos, face simplu, se introduce o constantă. Constantă care ei este tabulată și pentru fiecare sursă aparte. Și în cadrul lampic să nu ne tot, este insulat. Pentru că aici apar de altă eroare, fiindcă dumneavoastră ați folosit nu toată biecul xenonul, dar o parte nu ați tăiat. Și poate câștigați în ceva și pierdeți în altă eroare. Așa că aici încă de gândit cum trebuie mai bine de exprimat aceasta. Dar cum ar fi, deci, iată, folosirea în cadrul data parametrului de responsabilitate, el, deci, nu este adecvat. Nu știu ce ar fi ce adecvat, dar adecvat ar fi dacă se măsura distribuția spectrală. Mai departe, descrierea avanțită pe 7 pagini a metodelor tehnologice și tehnice experimentale utilizate, în opinia mea, este cam un depresos. La recenzii, la publicații, în engleză, sunt suprafluios. Ceva depresos care e pus numai ca să înfrumusețeze lucrarea. Era destul pe 3 pagini scrise. Toate aceste metode care le-ați folosit, toate sunt erau cunoscute, îți produc în serie de mulți ani, dar chiar să-i descriți fiecare deci, principiu de lucru, microscopul electronic sau ce-ați folosit acolo, nu are sens. Dar nu sunt trei de aceea. Aici cred că este sens. Deci, mă zic, niște pur și simplu greșelile astea gramaticale, eu ne-am menționat, este tot de aici ce am observat eu poate să nici mai mult. Cam așa. Deci, acum, în concluzie, luând în considerație complexitatea și volumul cercetărilor, valoarea științifică și practică, numărul de publicații științifice în reviste internaționale, inclusiv din date Web of Science și Scopus, cu factor de impact înalt, precum și în alte reviste, obiectări, deci rezumatele conferințelor internaționale de specialitate, conține lucrarea ca un studiu științific, practic, valoros. Astfel, teza examinată, intitulată Tehnologii de obținere și proprietăți optice și fotoelectrice ale sistemului zinc-O, magneziu-X, zinc-1-6-O, corespunde nivelului cerințelor înaintate de ADACEC, către teza cu doctor, iar autorul ei, domnul Vadim Morar, merită conferirea gradului științific, doctor al științei fizice, la specialitatea 134-01, fizică și tipologie materială. Semnătura mea și confirmată acolo de administrație. Mulțumim, profesor. Poftim, Vadim, încearcă să... Vă mulțumesc mult pentru avizul pozitiv. Vă încercam să dau răspuns la
obiecțiile. Dar ce reținut, dar dacă ceva e să se dumneavoastră, și voi începe, cred că, cu ultimul, ceea ce ține de tehnica experimentală pe 7 pagini. Din punctul meu de vedere, pentru mine e mult mai ușor când sau o teză sau o publicație când deschid și dacă este specificat acolo o tehnologie, mult mai ușor ar fi să înțeleg mai întâi ce prezentă tehnologia a dat și apoi careva măsurări care prezintă ce ține de tehnologie. Din considerentele astea am pus mai amănunțit în teză, adică încerc cu tehnologia dată, ce prezintă tehnologia și apoi am specificat ce am măsurat. O altă obiecție care a fost este responsabilitatea. În timpul experimentelor care le-am efectuat, a tuturor experimentelor, la îndemâna noastră a fost pus instalația care permitea de a face investigații în domeniul ultraviolet și pentru aceasta folosind filtrele optice. Pe viitor sper că vom avea posibilitatea sau vom moderniza instalația dată ca să putem determina distribuția spectrală integrală. Cam atât. Vă mulțumim. Cred. Sunteți mulțumit pe răspunsul pe care l-ați primit, da? Mulțumim. Atunci și... Doamna Crujocaru? Poate să trebuie o cafea. Da, bună ziua și aveți cuvântul. Deci, aveți în vedere să citeți și eu avizul meu, da? Da, să dați citiri. Dacă vedeți să nu repetăm de 10 ori metodologia și alte lucruri, obiecții. Eu cred că o să fac doar o concluzie referitor la teză. Deci am să spun în general părerea mea și cred că iese și concluzia la avizul care l-am făcut. Deci, luând în considerație toate publicațiile care au fost, chiar și structura și felul cum a fost expus, consider că merită o atenție și o apreciere pentru un titlu de doctor în științe și vreau să spun că rezumatul tezii corespunde în totalitate cu conținutul tezii, l-am citit și teza este formată și structurată conform cerințelor după care le cunosc eu, iar teza iar materialul din teză este expus într-un echilibru între un volum și conținut și în concluzie aș spune că este de importanță practică toate rezultatele prezentate acum în teză și este o lucrare destul de originală cu rezultate remarcabile, după cum am mai menționat în foarte multe publicații și consider că am meritat și am obținut rezultate frumoase, pentru că au fost și menționate la cu diferite medalii și cu diferite mențiuni publice, de aceea consider și recomand pentru susținerea în ședința publică a tezei de doctorat și teza cred că merită un calificat de excelent. Eu cred că am fost scurt și clar, dacă e nevoie de întrebări sau mai sunt la avis, vă rog. Mulțumim și iată, dăm cuvântul domnului doctorant să vă... Da, vă mulțumim mult pentru acest pozitiv, doamna Ana.
Cu plăcere. Și eu vă urez succese, vă urez succese mari în continuare și să continuați tema dumneavoastră. Da. Mi-ar fi foarte mult interesant pe viitor să vedem careva cercetări referitor la fotosenzori în spațiul antibacterial. Mm-hmm. Mulțumim pentru sugestii și să înțeleg că nota dumneavoastră, că noi imediat o să trecem după ce analizăm toate aviziile, este excelent, da? Să fie introdus excelent în... Da, vă rog. Da. Mulțumim mult! Ce ai de bun? Mulțumesc! Da. Așa și mai avem 6 avizii. Deci, cele internaționale sau ce fac? Cum? Sau le dau lui... Sunt o de la cine și cum? Deci avem aviz de la domn profesor, doctor habilitat Vladimir Fomin, de la Institutul Leibniz de fizica corpului solid și materiale, Dresden. Ce spune dumnealui în limba engleză, deci eu văd la, tot așa, vorbește despre publicațiile importante, brevet și așa mai departe. Concluzie. Și concluzia este că cheie, concluzia cheie a lucrării de doctorat al lui Moraru Vadim, fără dubii, sound and world ground in what causes, both technological and application aspect, adică atât în aspect de tehnologie, cât și de aplicații. Toate rezultatele obținute sunt publicate în 18 lucrări științifice, inclusiv 3 lucrări cu factor de impact, prezentări la 9 conferințe internaționale, care aduc o vizibilitate extraordinară lucrărilor materialului din teza de doctor. Doctoratul Moraru Vadim îndeplinește toate cerințele pentru a obține titlul de doctor în fizică la specialitatea fizică și tehnologia materialelor, codul 134.01 al Republicii Moldova. Deci, vedem că avizul este pozitiv, nu aveți nicio întrebare. Următorul aviz este din partea profesorului doctor Marian Ienăghescu, director general Centru pentru Știința Suprafeței și Nanotehnologii, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie, Politehnica București. Așa, deci, da, mă uit așa, la fel, nu descrie mulțumiri pentru rezultatele obținute, referitor la publicații și uitați-vă cu ce penisează domnul profesor. Autorul a demonstrat funcționarea fotodetectoarelor în baza heterostructurilor pe filme de magneziu zincola, polarizare directă, regim de fotodiodă cu injecție și a propus în premieră configurația heterostructurilor cu 2 straturi de magneziu zincol cu compoziții diferite, care s-a dovedit-o s-a dovedit a fi avantajoasă pentru îmbunătățirea parametrilor fotodetectoarelor de radiație ultravioletă. În urma examinării rezumatului tezei de doctor în științe fizice și având în vedere cele prezentate în acest referat, consider că teza de doctor cu titlul Tehnologii de obținere și proprietățile optice și fotoelectrice în sistemul oxid de zinc magneziu pentru aplicații optoelectronice poate fi susținut public în vederea conferirii titlului științific de doctor în științe fizice, domnul Moraru Vadim. Poftim, Vadim, ce ai de zis la acest aviz? Avizul este pozitiv, fără de... Mulțumim domnului profesor Marian Ienăghescu. Da. Mergem în continuare la un alt aviz de tare internațională de la profesor universitar, doctor inginer Laurențiu Stătineanu, Departamentul de Tehnologie a Construcțiilor de Mașini, Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial, Universitatea Tehnică Gheorghe Sate din Iași. Așa, o să vă citesc ultimul alineat în care domn profesor face unele concluzii. Pe baza celor menționate anterior și în considerație nivelul științific ridicat al tezei,
modul de concepere a unor soluții noi pentru problemele legate de cercetarea și utilizarea materialelor pe baza compușilor ternari, magniu, zinc, bor, în vederea dezvoltării fotodetectoarelor de radiații ultraviolete, pentru aplicare în practică, subsemnatul subscriu cu toată convingerea la propunerea de susținere publică a tezei de doctorat intitulate Tehnologii de obținere și proprietățile optice și fotoelectronice în sistemul oxid de zinc pentru aplicații optoelectronice și de acordare pe deplin meritată, în opinia mea, autorului tezei, domnul Vadim Morar, a titlului de doctor în științe fizice. Iași, 30 noiembrie 2023. La fel, nu sunt obiecții. Mulțumim domnului profesor pentru lucruri bune spuse în adresa doctoratului nostru. Și Monaico Eduard, o să încerc să citesc ultimul abzaț în care lui face niște concluzii referitor la lucrarea dumneavoastră. Lucrarea este efectuată la un nivel științific înalt, cu o vizibilitate internațională, iar rezultatele obținute au fost publicate în 18 lucrări științifice, dintre care 3 articole în reviste cu factor de impact, 2 articole în reviste naționale și 9 lucrări la conferințe naționale și internaționale. În final, teza de doctor cu titlul Tehnologii de obținere și proprietățile optice și fotoelectrice în sistemul zinc-o, magneziu zinc-o pentru aplicații optoelectronice, elaborată de Morar Vadim, constituie o cercetare originală în domeniul nanotehnologiilor, iar autorul merită conferirea gradului științific de doctor în științe la specialitatea 13401 Fizica și Tehnologia Materialelor. La fel, mulțumim domnului Monaico Eduard pentru cuvinte frumoase spuse la adresa dumneavoastră. Dacă vreți și dumneavoastră să-i spuneți, poftim, spuneți-i, mulțumesc! Domnul Moraico, vă mulțumim frumos pentru aviz pozitiv. Următorul aviz este de la Andrei Dorogan, doctor în științe fizico-matematice, lector universitar cercetător, probabil de la, nu scrie de unde este. Tot e Universitatea Tehnică. Da, nu este cu părere de rău aici. O să vă citesc concluzia dumneavoastră. În concluzie, teza de doctorat prezintă o contribuție valoroasă în domeniul materialelor și dispozitivelor semiconductoare. Investigația cuprinzătoare, abordările inovatoare și rezultatele de succes evidențiate în teză subliniază expertiza și dedicarea cercetătorului în avansarea înțelegerii și aplicării filmelor de oxid cu bandă largă în dispozitivele optoelectronice. Acesta este finalul avizului prezentat de către domnul Andrei Dorogan. Mulțumim și dumneavoastră, este avizul pozitiv. Și ultimul aviz este a domnului Sprâncean Vecislav, de la Facultatea de Fizică și Inginerie, Departamentul Fizic Aplicat și Informatică, Universitatea de Stat din Moldova. Deci, la fel, citesc concluziile pe care dumneavoastră le reflectă în acest aviz. Un aspect important al lucrării ține de elaborarea și studiul proprietăților sensitive a fotoreceptoarelor de radiație ultravioletă în baza structurilor multistrat, zinc, magneziu, oxigen. Rezultatele obținute sunt autentice, publicate pe larg în 18 publicații, 7 articole, fiind cotate în Scopus, 3 articole cu factor de impact, dintre care unul mai mare de 5. În jurnale naționale au fost publicate 2 articole, 4 publicații de un singur autor. Important, peste 9 comunicări la conferințe internaționale și naționale. Un brevet de invenție, ceea ce susține calitatea înaltă a cercetărilor efectuate. În opinia mea, domnul Morar Vadim merită pe deplin titlul științific de doctor în științe fizice și consider că teza de doctor cu titlul Tehnologii de obținere și proprietățile optice și fotoelectrice în sistemul zinc-oxid, oxid-zinc-magneziu pentru aplicații optoelectronice poate fi susținută public în vederea conferirii acestui titlu. La fel, avizul este pozitiv,
și vă urează să obțineți titlul de doctor în științe fizice. Mulțumim, Mateo. Așa, am dat citire tuturor avizelor. Dacă în sală sunt întrebări, sugestii, vă rog, cine vrea să se expună asupra avizelor sau ce am avut până acum, discuțiilor din sală, din auditoriu, vă rog. Dacă nu sunt întrebări, nu sunt sugestii, atunci trecem la următorul punct. Deci, dezbaterea se în fiecare din referenți a expus deja de punctul de vedere, da, și acum urmează comentarea materialului prezentat din sală. Poate cineva își dorește să se expună asupra noutății științifice, asupra materialelor utilizate, aplicațiilor acestor materiale. Poftim, aveți posibilitatea să o faceți dacă cineva dorește. Nu dorește nimeni nimic. Bine, atunci trecem la următorul punct, conducătorul științific. Domnul academician, aveți cuvântul să ne caracterizați pe Vadim și să vă expuneți asupra merită titlul de doctor sau vă mulțumim poftimă. Stimați colegi, Vadim a venit la noi în echipa noastră, deci, după cum s-a spus, după absolvirea universității și de fapt a absolvit componenta teoretică. Da, și desigur că trebuia să înveți foarte multe lucruri, așa, să ia de la început, pentru că totuși pregătirea în domeniul teoriei și pregătirea în domeniul experimental se diferă un pic. Și dacă să comparăm aceste două domenii, știți că cândva la noi în Republică domeniul teoretic era într-adevăr foarte, foarte puternic. Și aici Universitatea de State, eu aș spune, chiar era lider în Republica Moldova. Cu toate că erau echipe puternici și în alte. La Universitatea Tehnică, domnul regretatul profesor Anatol Casianci. Și iată, eu cred că primul examen a fost să se reprofileze puțin și el lucrul ăsta l-a făcut cu brio și a reușit grație, eu spun așa, muncii asidue. Deci este un tânăr care nu se teme de să muncească, este un tânăr care știe să găsească dialog cu colegii, să colaboreze și asta foarte mult înseamnă, deci, cu atât mai mult în domeniul experimental, când e bine, deci nu ai toate posibilitățile, metodele de caracterizare sau, și trebuie să colaborezi. Și atât aici, Vadim a găsit, a identificat aceste modalități. Și, desigur, un moment foarte important în ceea ce el a realizat a fost și este colaborarea internațională. Iată aici, datorită și acelor punți de colaborare care au fost create în cadrul echipei de cercetare, deci, și le-a folosit la maximum, a avut vizite peste hotare,
realizat cercetări în laboratoare de peste hotare, s-a prezentat foarte bine, eu pot spun pe aici, chiar așa noi folosim uneori, că a dus faima țării noastre peste hotare. Și toate, eu spun, opinia colegilor de peste hotare este foarte, foarte pozitivă și eu spun ca om, ca personalitate, adică el este o persoană care pur și simplu ai plăcerea să discuți, cauți unele soluții, explicații și a reușit și pe plan științific, fiindcă astăzi este în fața noastră și dacă e să vorbim despre faptul atins, el, nivelul respectiv, mi se pare că însăși prezentarea și răspunsurile arată că, în opinia mea, a atins. Și a doua, contribuția în cercetare și este iarăși evidentă, face referință la lucrările publicate și la faptul cum deci, recenzenții și acele opinii referitor la teze care au fost 6 deci în afara recenzenților. Eu cred că aici și contribuția în dezvoltarea societății în domeniu și faptul că el a atins nivelul de ca noi să dăm o mină verde la acordarea titlului de doctor în fizică. Eu personal sunt aici convins că totul este ok. Dar utilizez această ocazie să accentuez și alt aspect. Desigur că cercetarea în acest spațiu al nostru este, știți, ca o corabie în furtună. Fiindcă lumea s-a dezvoltat foarte rapid. Dacă luăm chiar și numărul de cercetători per milion, deci eu m-am uitat chiar și în țări mici relativ, deci iată, vreo 5.000 în Cehia, per milion. Și noi avem un număr foarte, foarte redus. Adică, în fin, da, dumneavoastră mai corect ați să v-ați pronunțat. Adică noi suntem ca, știți, când o corabie în ocean, dar pe corabia aceea sunt doar câțiva care încearcă să o salveze. Iată așa noi suntem. Deci, și eu vreau să aduc mulțumiri tuturor cei care se află în această sală, fiindcă grație eforturilor la fiecare, noi astăzi totuși suntem vizibili la scară europeană, internațională, să fac referință la lucrările noastre. Deci aportul fiecăruia este foarte și foarte important. Deci, și desigur că speranța este că vor veni tineri, iată cum a venit deci, și domnul Morar, vor veni și noi vom avea, cercetarea va avea continuitate, pentru că o țară fără cercetare științifică în secolul 21, da, chiar bine, deci se vorbește despre multe implementări. Eu aș spune așa, că în primul rând noi să dezvoltăm cercetarea fundamentală, pentru că dacă vom avea un nivel înalt al cercetărilor fundamentale, va veni timpul, poate și-o apărea aici multe corporații și vor fi și implementări. Dar dacă va, deci, cercetarea fundamentală va degrada, atunci va dispărea în general cercetarea. Deci asta este foarte important ca noi să conștientizăm. Și eu cred că, indiferent de timpurile care sunt, trebuie să facem tot posibilul ca să păstrăm cercetarea științifică. Nu poate, eu am scris, a fost o ocazie în care deci am scris așa, deci că
fără cercetare științifică bine pusă la punct. În principiu pot să ne primească în Uniunea Europeană, dar niciodată nu vom fi stimați, apreciați și stimați. Și eu sunt convins în lucrul ăsta. Deci eu susțin și îi doresc succes în continuare, domnule. Mulțumim, domnul Cărnician. Da, vă mulțumim, domnul Cărnician, pentru cuvinte frumoase și de laude spuse în adresa mea. Mulțumesc. Da, eu susțin ce a spus domnul Tigineanu, deci, cu referință la Vadim. Aș adăuga ceva doar ceea ce legat de implicarea lui Vadim în cercetare. Știți, totuși există o diferență dintre doctoranții noștri și doctoranții din universitățile europene, dar și din Statele Unite. De regulă, pentru doctoranții din Europa, conducătorul științific formulează problema. Ulterior, deci, undeva 80% din soluții sunt găsite de către doctorat și doar undeva 20% se implică conducătorul științific. La noi, adesea, proporția este invers. Câteodată chiar profesor, adică conducător științific se implică până și la înscrierea lucrării. Vadim este mai aproape de doctoranzii europeni, vă spun. Adică implicarea lui e mai aproape de 80%. Practic toate tehnologiile au fost efectuate personal de către Vadim. Măsurătorile, majoritatea au fost efectuate de dânsul personal, dacă nu cu participarea lui, inclusiv când au fost în deplasări de peste hotare. Doar conducătorii și echipa de îndrumători s-a implicat în unele interpretări și în pregătirea lucrărilor. Deci asta undeva, într-adevăr, se rezumă undeva la 20%. Așa că eu consider că, din punctul ăsta de vedere, Vadim, chiar și toate stazii de deplasare peste hotare arată că el a acumulat o experiență destul de bună. Sigur că oricum rămâne spațiu pentru perfecționare, pentru auto-instruire, dar cred că Vadim a atins nivelul care merită titlul de doctor. În afară de conducător științific, cineva mai vrea să mai spună ceva, câteva cuvinte, dacă nu, atunci următoarea procedură din procesul de susținere, membrii comisiei de doctorat trebuie să ne retragem într-un auditoriu unde să discutăm asupra evaluării calificativului dat tezei de doctorat. Onorată asistență, aceasta este ultima etapă din ședința comisiei de doctorat privind conferirea titlului de doctor și atribuirea calificativului tezei de doctorat. O să dau citire procesului verbal numărul 2. Comisia de doctorat în următoarea componență. Potoc Tamara, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar universitar, Universitatea Statului de Moldova, președinte al Comisiei de doctorat. Tigineanu Ion, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar, academician, Academia de Științe a Moldovei, conducător de doctorat. Ghimbu Lidia, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar cercetător, Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii Ghițu, al Universității Tehnice din Moldova, referent. Țiuleanu Dumitru, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar, membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, Universitatea Tehnică din Moldova, referent. Cojocaru Ala, doctor în științe fizico-matematice, conferenția cercetător, Universitatea Cristian Albrecht din Kiel, Germania, referent. A evaluat teza de doctor în științe cu titlul Tehnologii de obținere și proprietățile optice și fotoelectrice în sistem, oxid de zinc magneziu, pentru aplicații optoelectronice, elaborată de către Morari Vadim și a constatat 1. Susținerea publică a fost organizată conform prevederilor regulamentare și a adunit toate elementele stipulate în regulamentul instituțional privind organizarea și desfășurarea susținerii publice a tezelor de doctorat. 2. Membrii comisiei de doctorat au evaluat teza cu titlul Tehnologii de obținere și proprietățile optice și fotoelectrice în sistemul oxid de zinc, magneziu, zinc oxid pentru
aplicații optoelectronice și i-au atribuit calificativul excelent. 3. Membrii comisiei de doctorat au votat conferirea titlului de doctor în științe fizice autorului tezei, Morar Vadim, după cum urmează. Pro 5, contra 0. În temeiul acestora, comisia de doctorat a decis 1. A atribui calificativul excelent tezei de doctor în științe fizice cu titlul Tehnologii de obținere și proprietățile optice și fotoelectrice în sistemul oxid de zinc, oxid zinc-magneziu, pentru aplicații optoelectronice, elaborată de către Morar Vadim. 2. A conferit titlul de doctor în științe fizice domnului Morar Vadim. Semnăturile președintele Comisiei de Doctorat, secretarul Comisiei de Doctorat. Cu aceasta, să felicităm pe conferința de doctor, să-i urăm succes și să contribuie și să depună efort în dezvoltarea științei mai departe, să vină cu noi idei, cu noi direcții de dezvoltare în fizică și nu numai în fizică, în nanotehnologie, inginerie și așa mai departe. Și cât mai multe perspective strălucite, dar pentru aceasta este nevoie de sănătate, sănătate, noroc și optimism. Bună ziua! Da. Mulțumim! Ultimul cuvânt. Da. să vă aduc sincere mulțumiri în legătură cu susținerea tezei mele de doctorat. În primul rând, vreau să aduc sincere mulțumiri domnului conducător Ion Tighineanu, doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Știință Moldovei, și domnului Vesislav Orsachi, doctor habilitat, conferențiar, cercetător, membru corespondent Academiei de Știință a Moldovei, pentru tot sprijinul și acordul care mi l-a acordat și a avut încredere în mine, am mers până la capăt și iată, astăzi am ajuns unde am ajuns. De asemenea, aduc sincere mulțumiri membrilor comisiei de doctorat, domnului Dumitru Țăuleanu, doctor habilitat, profesor universitar, membru corespondent Academiei de Știință Moldovei, doamnei Tamara Potloc, doctor conferențiar universitar, Universitatea de Stat a Moldovei, doamnei Ala Cojocoaru, doctor conferențiar, cercetător Germania, doamnei Lidia Ghimpu, doctor conferențiar, cercetător Institutul de Inginerie Electronică, Dumitru Ghizu, a Universității Tehnice din Moldova. Totodată aduc mulțumiri membrilor Comisiei pentru mare, pentru sprijinul care a fost acordat pe parcursul studiilor de doctorat. De asemenea, aduc mulțumiri colegilor de la Centrul Național de Studiu și Testare a materialelor Universitatea Tehnică a Moldovei, domnului Eduard Mamaico, domnului Tudor Praniște, Victor Zalamai, domnului Vitali Costolachi, domnului Vladimir Ciobanu, de asemenea, colegilor de la Institutul de Fizică Aplicată, domnului Nicolae Curmit, pentru colaborarea fructuoasă și atingerea scopului și obiectivelor acestei teze, la care au participat cu un sprijin, un ajutor în anumite experimente. De asemenea, țin să-i mulțumesc domnilor de peste hotare, care am avut colaborări foarte frumoase cu dumnealor, domnului Pascal Colcu, domnului Cornelius Nilș, domnului Marius Inachescu, pentru, de asemenea, realizările frumoase și care au contribuit într-o oarecare măsură la această teză. Și, în ultimul rând, țin să-i mulțumesc familiei mele pentru tot sprijinul și acordul care mi l-a dat pe parcursul acestor
ani de studiu de doctorat. Mulțumim! Da.